A crescut iar inflația, iar asta se resimte în buzunarul românilor. Datele Institutului Național de Statistică arată că luna trecută prețul mărfurilor alimentare a crescut cu circa 4%, iar prețul mărfurilor nealimentare a crescut cu aproape 7%. Haideți să vedem care sunt produsele pentru care acum scoatem mai mulți bani din buzunar. Pâinea și produsele de panificație sunt mai scumpe cu câțiva bănuți. Procentual, creșterea este de 0,22%. Carnea este mai scumpă, cu mai puțin de 1%, e adevărat, iar creșterea se resimte mai mult în prețul cărnii de vită și a cărnii de porc. Ouăle sunt mai scumpe, cu 1%, iar prețul citricelor a crescut cu 3%, așa că atenție câte portocale puneți în coșul de cumpărături. Sunt însă și produse care s-au ieftinit față de luna iulie, de exemplu, în acest coș sunt produsele mai ieftine, zahărul este mai ieftin cu circa 1%, iar legumele și fructele de sezon de asemenea sunt mai ieftine, așa că acum e momentul pentru cumpărături. Mai scumpe sunt și gazele naturale, cu 5,59% din cauza inflației, iar prețul energiei electrice este mai mare cu 2,05%. Și pe segmentul serviciilor au survenit majorări de 2,61%. Cel mai mult au fost afectate serviciile poștale, aici creșterea este de 21,54%, iar tarifele pentru transportul aerian sunt mai mari cu 2,42%. Prețul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte prețuri, a crescut în august față de decembrie 2017 cu 5,61%. Datele Institutului Național de Statistică arată că luna august rata anuală a inflației a crescut la 5,1% față de 4,56% cât era în iulie. În acest an, cea mai mare rată a inflației s-a înregistrat în luna mai, respectiv 5,41%.